Elevii Colegiului Național Virgil Magiaru din Ploiești sunt plini de talent. Au dovedit-o încă o dată, reușind să creeze mai multe piese vestimentare extravagante în tendințele acestei primăveri și mai ales în tendințele vremurilor, adică eco. În doar câteva zile au realizat haine exclusiv din materiale reciclabile, salci menajeri, ziare și CD-uri. Iar rochea ei a fost confecționată din salci menajer galben, iar pentru corea am folosit hârtie creponată pentru a face trandafirii. Am vrut să demonstrăm în primul rând că elevii noștri sunt foarte creativi, ingenioși, cu spirit de inițiativă și în numele devizei Gândește liber, gândește eco, ne-am gândit să confecționăm aceste ținute, să arătăm că din niște materiale nefolositoare putem să realizăm niște obiecte estetice. Protagoniștii spun că au muncit ore întregi pentru a confecționa hainele eco, dar, cu siguranță, acestea ar fi purtate și de vedetele internaționale non-conformiste. Scopul vostru de a crea astfel de obiecte vestimentare? Scopul nostru a fost să ieșim puțin din tipare, să facem o activitate deosebită. Practic și un semnal de alarmă cu această ocazie? Da. Asupra celor care taie copaci, noi vrem să fim verzi, să gândim eco, să fim curați, gândim liber, gândim curat. La cine te gândești că ar purta așa costume extravagante? Lady Gaga. Ești o ținută perfectă. Este un roche de mireasă, putem considera așa? Da. Pălărie, accesorii. Aveam și o gentuță, dar am lăsat-o. Sunt multe persoane care ar purta obiecte vestimentare extravagante. Cunoști vreuna? Ai în minte pe cineva care ar purta așa ceva? Ce ați prezentat voi astăzi? Riana. Ar purta așa ceva? Da. Elevii au de gând să nu se oprească aici, vor să creeze și alte haine eco, cel puțin la fel de interesante.